Dragi români, mă bucur că Dumnezeu o să țină cu noi și o să fiți aici cu noi. Eu am ieșit astăzi în stradă și zi de zi ies în stradă pentru ce se întâmplă în România. Piciorul ăsta de Băsescu, numai rele a făcut face. Ne-a vândut pământul, ne-a vândut țara. Nu am luat acum de altele și n-ar fi trebuit să vă spun asta, da. Luptați să fiți cu noi aici, să fim împreună, să fim mai mulți. Ce le doriți tinerilor basarabeni? Tineri, puneți mâna pe carte, învățați! Să fiți oameni pe picioarele voastre, să nu ajungeți cu asta, cu drogurile și cu asta, că aici e droguri foarte multe. Cum vi s-a părut marșul de azi? Marșul a fost foarte frumos, de dimineață sunt, da, foarte frumos și a ieșit foarte multe lucruri, să vedeți dumneavoastră la televizor. Da. Cum vă numiți? Dumitru Elena. Vă mulțumim. Cu plăcere. Când suntem alături, cine ceva, noi vă apărăm. Jos cisma de pe Basarabia. Putin, du-te dracului. Lasă Basarabia. Da. Cărtii s-au mai pus. Da. Mai aveți lăsat un mesaj ceva? Suntem uniți. Vă iubim. Și vă spun cu lacrimi în ochi. Că voi trebuie să fiți ai noștri. Când își așează sitienul, nu? Să fim uniți și să fim și voi ai noștri și noi ai noștri, sigur. Da. Și cum vă numiți? Meli Iacu. Vă gândesc. Vă mulțumim. Meli Iacu. Am domnit și eu câte întoarce. Sunt Meri. Românii sunt cu voi. Noi suntem alături de voi. Vrem și noi unirea, cred că la fel ca și voi, pentru că este o singură, ar trebui să bată o singură inimă. Nu așa cum s-a strigat că sunt două inimă, e o singură inimă, nu așa o văd. Dar cred că vrem ceva ce, dacă guvernanții noștri n-or să dea, nu știu dacă vreodată, cel puțin generația mea, dacă o să mai trăim, să ajungem să vedem. Adriana! Dai un mesaj pentru Basarabia! Capitala! Hai vino acum, că pleacă fata! Chișinău, să fie o familie, să fim cu tot